astăzi o să facem un nou haul. Și începem cu ce mi-am luat eu de la Pepco. Mi-am luat un onicorn atât de mare, cred că e mult mai mare decât mine, e mai lung. Și o cheamă Pufarina. E foarte lung, adică nu vă dați seama, chiar dacă vă se pare așa un pic mai mic în imagine, să știți că în viața aia reală e foarte mare. O cheamă Pufarina pe unicornul meu preferat. Aveau doar două variante, roz, doar roz, și mai aveau cu un pic de alb pielea și aici la copite și la corn aveau curcubeu. Nu mi-a plăcut, fiindcă mie îmi place foarte mult rozul, l-am ales pe roz. Îmi place foarte mult, e pufoasă la atingere, e pufoasă, pot să dorm lângă ea practic. Și o găsiți la Pepco, eu am cumpărat-o de la Pepco din Sinaia. Nu știu dacă există și aici, dar eu am cumpărat-o de la Pepco din Sinaia. Acolo este, sunt sigură că sunt acolo. Și ultimul lucru de la Pepco este o pijama sau poate să fie un set de casă, de vară. Este cu ursuleț panda, ceșcuțe sau un bolul, nu știu, un castrone, habar nu am, nu știu ce sunt astea. Sunt ceșcuțe, da. Da. Sunt foarte drăguți. Cam asta mi-am luat de la Pepco, nu a fost mare lucru, mi-am luat poneiul și această pijama drăguță. Și de la al magazin din Sinaia, mi-am luat un onicorn! Nu e adevărat, este așa o statuie, practic. Avea doar două feluri, dar eu mi l-am ales pe acesta. Avea coama, unul cu roz mai închis, dar nu mi-a plăcut. Și am ales cu pe acesta, că acesta, cum vedeți și voi, are roz mai deschis. Când am fost la mall, mi-am luat un berloc, care magazinul se cheamă Momoso. Are un nume destul de ciudat, nici eu nu-l știu. Și le-am cumpărat acest berloc frumos și poate chiar să fie și o jucărie, dacă vreți. Mi-a plăcut fiindcă este roz și e pufos. Și fiindcă eu, în colecția mea de plușuri, nu aveam un flamingo, deci m-am gândit să am și eu un flamingo. Și de la Wakiki, de la un magazin, de la Wakiki, mi-am luat o bentiță frumoasă cu Elsa și Anna din filmul 2. E foarte frumoasă și pe ambele porți are aceeași poză, deci să nu credeți că sunt diferite. Și mi-ai mai luat și Adidas. O să apară chiar acum. Sper că v-au plăcut cumpărăturile mele care le-am făcut. Și nu uitați să puneți like, subscribe, share și follow pe Instagram. Pa, pa!